Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă emisiune. Credeți-mă, vă spun cu toată sinceritatea și toată prietenia, astăzi sunt un om privilegiat, un realizator de emisiune privilegiat, pentru că am deosebită plăcere și onoare în același timp să îl am ca invitat pe nimeni altul decât domnul profesor doctor Gheorghe Sarău, părintele, așa se spune, așa se știe și așa este stabilit. Probabil că Dumnezeu așa a vrut. Părintele limbii romani culte. Așadar, domnule profesor, fiți binevenit, mulțumesc mult de tot pentru invitație, am preferat să mă folosesc de faptul că sunteți în Târgu Mureș, o să vorbim și de ce anume sunteți în Târgu Mureș, m-am folosit de acest prilej și credeți-mă că sunt onorat de această acceptare a dumneavoastră în cadrul studioului Video FM Radio Târgu Mureș. Bun găsit, vă spun și eu și eu, la rândul meu, sunt bucuros că sunt aici pentru că eu revin la Târgu Mureș aproape anual, aș spune, după 1900 sau începând cu 1992, cu diferite ocazii pe care le știm. Noi ne cunoaștem foarte bine, îmi permit cu accepțiunea celor care ne văd și ne ascultă să îmi dea voie să folosesc un termen de comunicare uzuală între noi, a prieteniei care ne leagă. Asta nu înseamnă că nu vă respect, nu vă admir și că nu vă îmbrățișez întotdeauna cu mare drag și că mă folosesc de fiecare prilej, amintindu-vă aportul dumneavoastră care nu poate fi măsurat în ceea ce se cheamă dezvoltarea, promovarea și tot ceea ce înseamnă educația în cadrul limbii romani culte. Dar mă folosesc de acești prilej că sunteți aici și atunci o să încerc să vorbesc și despre ceea ce înseamnă strategia sistemului educațional de învățământ și ca să am și o bază de pornire, am extras câte ceva de pe rețelele de socializare din domeniul statisticilor. Și dumneavoastră o să înțelegeți foarte bine, o să îi facem pe cei care ne privesc să ne înțeleagă și ei la rândul lor de ce am ales aceste statistici, tocmai ca bază a discuției noastre și învățământul și a învățământului, a strategiei, dar cu precădere și punctual foarte specificat pe învățământul rom. Ei, și acum, Institutul Național al Cercetării Calității Vieții a realizat un studiu conform căruia, și acum urmează statisticile, 6%, adică 1.140.000 din populația României sunt considerați a fi analfabeți. 42%, mi se pare proporția covârșitoare, adică 7.980.000 sunt analfabeți funcționali. Și pentru ca să înțeleagă telespectatorilor știi ce înseamnă, adică acești analfabeți funcționali înseamnă că indivizii respectivi știu să scrie, știu să citească, dar nu au capacitatea de a lectura un text, nu au capacitatea de a înțelege textul citit, de a face conexiuni, nu au capacitatea de a formula un punct de vedere sau, dacă au un punct de vedere, nu au nici măcar capacitatea de a-și exprima acest punct de vedere. Au hârtii, n-au cunoștințe. Așa ceva eu odată într-o spusă, e adevărat, malițioasă, am zis că din păcate pentru unii dintre absolvenții de învățământ superior, singura asemănare dintre ei și diploma de licență este poza. Așa că, mai departe, nivelul de educație, 45% este considerat ca fiind scăzut. 44% nivel mediu și doar 15% au studii superioare. Există și niște cauze care sunt notificate de către acest sondaj. Metoda memorării informației și a vechilor metode de predare și performanță psihopedagogică. Lipsa vocabularului, a comunicării verbale și non-verbale, lipsa gândirii logice, lipsa cadrelor didactice calificate și, tocmai înainte de a intra în emisiune, v-am relatat că
Am văzut un episod foarte mic filmat cu actualul ministru al educației, care dădea exemplul de performanță educațională al modelului finlandez și care spunea, printre altele, că există un plan strategic al Ministerului Educației, al instituției, care spunea că ar trebui să dăm odată drumul la ceea ce se cheamă masteratul pedagogic al profesorilor, adică să învețe și alte metode și că în sfârșit au revenit la ceea ce dumneavoastră de foarte mult timp faceți și nu știu de ce Dumnezeu nu vrea nimeni să preia metoda dumneavoastră educațională, care sună așa: prin ludic, orice informație educațională este mult mai bine asimilată, stocată și după aceea cel care este educat poate să își aducă aportul personal pentru a realiza performanțe educaționale. Și ar trebui să meargă la orele lui Gheorghe Sarău, indiferent unde sunt ele ținute, pentru a asista la acest model de educație prin ludic și probabil că profesorii ar fi mai bine pregătiți. Oricum, dintre... tu îmi deschizi niște rani cu spunerile astea. Păi de asta v-am invitat ca aceste răni să încercăm să le oblojim împreună în așa fel încât să le oferim posibilitatea celor care ne privesc să nu spună doar faptul că știți, breasla dascălilor și a profesorilor aruncă toată vinovăția în cârca incapacității copiilor, a părinților lor care la rândul lor sunt analfabeți. Păi nu e chiar așa, pentru că nu elevul care nu are performanțe educaționale este singurul și unicul vinovat, ci dascălul în aceeași măsură, pentru că nu este nici calificat, nu are nici performanțe psihopedagogice, pentru că nu dorește să performeze. Nu știu, sau poate nu știe. Și nu știe. Și atunci de ce nu se duce la niște cursuri pe care le organizează profesorul doctor Gheorghe Sarău să vede simplu, cum să vadă? E mai simplu să spui cum se încearcă într-un proiect peste care am dat și eu întâmplător, că acel copil care întâmplător nu s-a înscris la clasa pregătitoare și are 8 sau 9 ani, automat trebuie dirijat spre învățământul special. Și am zis, poate peste cadavru meu să se întâmple așa ceva. Dar învățământul special nu înseamnă cam pe vremea noastră, dar se spunea că... Dar învățământul special nu e timpul, dacă n-au înțeles. Pentru că iar spun, deschideți drân și iar mă cer cu toată lumea. Nu nimic, ne certăm împreună. Ne certăm, dar ne vede o lume întreagă. Trebuie să mă întorc în istoricul învățământului. În 1997, în decembrie 96 și până în decembrie 97, a fost un ministru al învățământului, Petrescu, zic eu de tristă amintire. Bine că a stat doar un an. Și sub presiune europeană, sub recomandări, trebuie să desfințați casele de copii, să nu mai fie în custodia Ministerului Educației, să treceți la un bypass educațional și să le externalizați, să le scoateți din sistemul educațional. Pe vremea aceea, inspector pentru copii cu handicap, școli speciale, case de copii, era domnul Mareș. Teodor Mareș. El a spus, domnule ministru, nu putem face lucrul ăsta, avem 80.000 de copii de toți, cu handicap, în case de copii, cu copii străzi, cu participare fluctuantă la procesul educațional. Nu scoatem copiii din sistemul nostru educațional, unde cu dragoste ne ocupăm de ei și unde avem cadre didactice pregătite pentru așa ceva. Păi, lasă, domnul Mareș, cu dumneata nu mai fac eu reformă. Și l-au pensionat pe om. Și am ținut minte această relatare a lui și această cifră, 80.000. Ciuliți acum urechea să vedeți ce spun structurile de, eu le zic, de pretenția copilului. Adică pretenția care face protecția copilului. Acele birouri județene, acele structuri pe care când se întâmplă ceva groaznic, constați
Da, mă iertați că vă întrerup, avem la telefon pe cineva, domnul George. Da, vă ascultăm. Bună dimineața. Bună dimineața. Vă deranjez din Buzău, satul Colțeni. Nu, nu ne deranjați, vă ascultăm, domnule George. George, care este numele meu? Vă ascultam acolo, vorbeați, dacă nu mă înșel, că am dat acum mai devreme drumul și eu pe site să vă ascult. Da. Despre copii, nu asta, sistem de protecție, dacă zic bine. Da. Și vreau și o să vă zic că, dacă este legal de temă, și eu, unul dintre copii, am fost și eu în centru de plasament, ca să spunem așa, și este foarte rău ceea ce se întâmplă. Copiii nu mai sunt educați deloc. Care este cauza pentru care nu sunt educați? Fiind, făcând parte dintr-un centru de plasament, domnule George, ați simțit care este cauza pentru care nu ați avut parte de educația pe care ați dorit-o? N-am avut deloc, pentru că haideți să începem ușor așa, nici vreau să vă rețin. Deci, în loc, sistemul respectiv care trebuie să ajute copiii și pe mine, nu ne-a ajutat deloc. Ne trimitea cel mai mult la muncă pe noi, deci credeți-ne, și mulți instructori care erau plătiți acolo cu ziua, eu am fost la un CRTF, Secăria Prahova, zice, și oamenii de acolo sunt plătiți să ne ajute, să avem nevoie astea și din păcate nu se întâmpla acest lucru. Ei bine, dacă nu învățam ceva, eram lovit. Și vă spun sincer că este dezastru în ziua de astăzi cu sistemul de protecție, care atrag un semnal către autorități să fie atente în ceea ce fac și acei instructori care sunt plătiți să aibă grijă de copii, să-i ducă spre un viitor mai bun, să aibă și o carieră foarte frumoasă, să poată să învețe și ei ceva de la cineva bun. Mulțumim, domnule George, mulțumim, din păcate timpul emisiunii trebuie să-l acordăm și altora care doresc să intre în legătură cu noi. Mulțumim pentru aceste informații, pentru opiniile dumneavoastră și bineînțeles că vom discuta despre tot ceea ce înseamnă sistemul de învățământ, dar la nivel de performanță și nu ca pe o concesie pe care o acordăm sistemului educațional. Mulțumesc mult de tot! Ce ziceți? Tocmai vorbeați despre acest... acest episod trist în care copiii care pot să aibă acces la performanță educațională și după aceea la dezvoltare personală pentru a-și putea ridica statutul de stimă de sine a succesului personal sunt puși în situația de a fi considerați în cadrul școlilor speciale ca și cum ar fi niște handicapați. Păi da, asta este, de asta trebuie să recurgem la istoric. La ceea ce am înțeles. Pentru că rămăsesem acolo să, prin a spune că dacă urmăriți statisticile actuale, veți vedea că ne apropiem din nou de cifra, nu de 80.000, dar se vehiculează o cifră de 60.000. În momentul în care ultima mea intervenție publică pe subiectul ăsta a fost odată în sediul UNICEF și pe vremea aceea era subsecretar sau secretar de stat doamna Berți la protecția copilului și am spus tot așa că acum aud că se vorbește de o nouă cifră de 40.000 și dânsa îmi spune: dar de unde scoateți asta? Nu este adevărat, sunt vreo 30.000 acum. Bun, 30.000 din 80.000 înseamnă că acel bypass funcționa. Dar lucrul ăsta era până în 2007, până la intrarea României în structurile europene. Așadar, 10 ani, da? Și asistăm la o curbă, da? A coborât de la 80.000, a coborât și când au văzut că se apropie 2007, ei, ce facem? Nu mai avem obiectul muncii. Vai, nu mai avem obiectul muncii. Hai să reinventăm.
Și s-a încercat în mega programul educațional FARE. Dacă primul, cum se cheamă, primul val, că eu le-am numit și valuri, primul val care a debutat în septembrie 2002 a fost dedicat copiilor romi. Următoarele au fost, se zice, extinse, deschise și celorlalte categorii defavorizate de elevi. Foarte bine. Mă gândeam că cu câtă grijă se inculca ideea că trebuie în unitățile de implementare județene, în toată gândirea acelui mega program, care a fost un program extraordinar până la urmă, se inculca ideea că după inspectorul general vine cel de primar, grădiniță primar și special. Inspectorul pentru urmă era la coadă. Păi în momentul în care te înfățișezi o vreme până s-a corijat lucrul ăsta, dar deja se produseseră monștișori. Deja induci ideea că importanța acestui program este pentru aceste categorii. Ok, este important. Dar nu neglijăm eșantionul pentru care a fost gândit proiectul. Sau, să zicem, eșantionul cu program, cu problemele cele mai multe, care sunt pe fondul, cum bine ai spus, și al sărăciei, și al ignoranței, și al necunoașterii, și al lipsei de încredere, și al stigmei de sine, și al stigmei și de sine, și stigmei din partea celorlalți. Și atunci aș fi vrut să-l întreb pe domnul George, nu știu când a terminat dânsul, când a fost în casa de copii, pentru că e foarte important. Tu știi foarte bine, din rândul romilor, noi am cunoscut atâția romi care au fost elevi în casa de copii. Regretatul Ion Ionel, care a ajuns un ilustru profesor și inspector pentru romi și a pregătit loturile naționale ani în șir de fizică. Găbiță Stoica de la Tulcea, care e inspector de 10 ani pentru romi acolo, tânăr inspector, și care e căsătorit ca și celălalt și au copil și așa mai departe. Deci aș vrea să știu sau să auzim pe cineva ce se întâmplă astăzi. Că până să auzim am să vă citez eu pe cineva, ca să nu se spună că am zis nu știu ce, de aceea mă și înregistrez de fiecare dată când vin undeva în emisiuni. Îmi spunea Mariana Buceanu în anul 2001, domnule profesor, am început proiectul ăla cu, era la Romani Cris atunci ea, cu Institutul de Științe ale Educației, cu dumneavoastră ministerul și cu ISJ Vrancea. Bineînțeles, ce au gândit cei de la Vrancea, ca să demonstrăm că o grupă de copii care n-au mers la grădiniță pot fi dresați într-o școală de vară gândită de mine, nu numai pentru copii din sistemul de protecție, pentru copilul care n-a ajuns la grădiniță. Ei s-au gândit că trebuie să ia niște copii de la acolo pe plan local, să ia de la casa de copii și nu știu ce. Bun, rezultatul a fost bun. Demonstrația oricum nici nu era nevoie de o demonstrație de tipul ăsta, pentru că i-au, ce a făcut Institutul de Științe ale Educației, a urmărit pe, în decurs de un an școlar, ce se întâmplă cu ei, toți frumoși, deștepți, au terminat lucrurile bune. Dar spunea, și am vizitat și eu unde locuiau bieții copii. Aveau, domnule profesor, tot ce le trebuie. Dar modul cum le aruncau la ghișeu mâncarea și cum le vorbeau, și fete care erau la vârsta la care au nevoie de un sfat medical femeiesc și nimeni sau foarte puțin după amiază. Vedeți, aici e problema. Nu știu care e situația acum, dar nu cred din ceea ce văd în mass media să se fi schimbat mult. Nu cumva este un sistem disproporționat, adică funcționărime, ora 8:16,
hidos de mare, un pol, și un pol foarte mic al celor care stau cu acești copii de la ora 16 până a doua zi la 8 dimineața. Asta e temerea mea. Asta e temerea mea și de aceea se ajung la agresiuni, la agresiuni între ei și sexuale și de tot genul, și la agresiunile din partea personalului, pentru că nu mai au alți. Nu mai este, nu e un personal numeros încât măcar de rușine umană să nu le facă rău și să le vorbească urât copiilor. Pentru că cea mai nenorocită atitudine este obișnuința cu obișnuința. Probabil că ei nici nu realizează. Cei care se spune să nu mi se pună în gură vorbe, că îi bat, că le fac ei, nu știu ce le fac acolo. E, dar dacă ar fi mai mulți lucrători de noapte, mai mulți supraveghetori la ore, după amiază, în sala de lectură, activități extrașcolare, eu zic că atunci ar fi un rezultat și da, acolo ar putea să fie un copil. Pentru mulți, sigur, sistemul respectiv a fost salvarea. Sistemul respectiv, Gabi Stoica spune, când și-a reîntâlnit mama după ani de zile, mama n-a vrut la început să-l vadă, i-a fost rușine. Și a spus, nu, ați făcut bine că pe mine m-ați dat. Ați făcut foarte bine. Altfel ajungeam ca ceilalți în detenție. Nu cumva acest a ajunge ca ceilalți. Și astăzi, noi de foarte multe ori ne lovim, dar nu numai asta, argumentele pe care ni le oferă viața sunt din această zonă în care parcă îți dai seama că există o presiune foarte bine întreținută, diplomat mascată, în a menține această populație la stadiul la care ea este perfect manipulabilă. Adică atunci când ai o comunitate care nu este educată nici din punct de vedere al educației școlare, nici religioase, nici morale, de niciun fel, atunci ea este mai ușor manipulabilă și din când în când, atunci când e necesar pentru a satisface interesele politice, atunci nu sunt neapărat politice, atunci repede sunt și, foarte buni. Și educaționale, pretins educația. Păi hai să terminăm povestea. Deja ai trecut la o a doua nuanță importantă. Cum își hrănesc, cum își aduc efective școlare? Dacă Europa a spus, diminuați numărul, cum a crescut, cum crește, de ce crește? De ce trebuie să un sistem muribund să reziste, să vină la mine, la Universitatea București, la limba României, să vină în școlile de vară, îi perfecționez pe domnii psihologi, pedagogi, cine lucrează pe sistemul ăsta, le dăm diplomă care e acoperită de cunoștințe. De ce? Există forme de reciclare, nu? De ce trebuie să fac cu handicap, nu știu, ezit să spun termenul sau care e cel mai potrivit. De ce să distrug un copil, ca să fim mai pe românește? Când Mona Nicoară, fata Monei Muscă, a făcut un film, foarte bun film, foarte bun film, care, iată, nota bene, era în contextul educațional al megaprogramului FARE, a luat niște copii dintr-un sat, pe care i-a prins în trei ipostaze de evoluție, la diferite vârste. Și era Beni, de o inteligență rară, un copil rom. Și spunea, uite, v-am făcut școală, bă, primarul, bă, uite, bă, bucurați. Da, domnul, dar vrem și noi să mergem cu copiii ceilalți în sat, în centru. Lasă-vă, stați aici, nu știu ce. Trec niște ani, se duc mai departe. Discuții cu părinții, da, să ni se spune să-l dăm la școală specială, să-i dăm la așa. A treia, îl dă la școală specială. A treia fază. Episodul, tu acum ești de meserie, probabil că ai văzut mai mult decât pot eu să exprim. Într-o
curte, nu știu, în județul Alba undeva. O casă de copii, un sistem de protecție undeva, o școală. O curte înaltă, ciment în curte, curtea mică. Beni al nostru, care probabil avea 13, 14, 15 ani, împreună cu copii de diferite vârste, care se zice că erau în sistemul de protecție, cânta și bătea din palme, batista parfumată, se pune la o fată. Acesta este scopul de a aduce copii hiperinteligenți și momiți, exact pe ce spuneai, pe ignoranța mamelor disperate rome, care nu știu, nu știu ce să facă, și în lipsa unui mediator școlar sau sanitar din localitatea lui care să-i dea sfatul potrivit, nu știe ce să facă. Și dacă îi mai și spui, mămico, lasă-l la noi, că acolo nu îi cerem noi multă carte, nu îi cerem așa, și îi dăm și niște hăinuțe și mâncare. Deja mama a rezolvat. Și asta este vina și a romilor. Pentru că privesc mereu venitul imediat, câștigul pe scurtă durată, își ecranează dezvoltarea posibilității. Emisiunea se cheamă Romo Sapiens, probabil că este din această zonă a umorului cu noblețe. Și cei care doresc să acceseze emisiunea, să ne vadă, să ne audă, o pot face pe www.radiomureș.ro, secțiunea Video FM. Pentru că am intrat destul de adânc și e foarte bine că am intrat pe tot ceea ce înseamnă sistem educațional de învățământ în cadrul comunității romilor. Cum este el privit de către directorii coordonatori, de către cadrele didactice nerome, de către copiii și părinții neromilor, această categorie, această falie care trebuie educată și care ani mulți s-a spus că este non-educabilă, dar s-a lăsat așa, și mai ales cum trebuie să avem posibilitatea de a avea cadre didactice rome educate care să demonstreze că fac performanță educațională, pentru că, iarăși conform unei statistici, se spune că 40% sunt dintre copiii romilor sunt analfabeți funcționali. Se întâmplă ca în județul Mureș să aud de foarte multe ori, eu fiind un reporter și un realizator de emisiuni atipic, adică eu prefer să spun realitatea așa crudă care este ea. Chiar dacă doare, dar cineva trebuie să o spună, nu de altceva, numai pentru a avea imaginea, ci de a găsi și soluții, de a putea încerca să rezolvăm cumva. Sunt foarte mulți prieteni ai mei, cunoștințe, care îmi spun, da, au terminat clasa a patra, exact ca în statistica pe care o oferă Institutul Național de Cercetare a Calității Vieții. Au terminat clasa a patra și nu știu să scrie, să citească. Ce fac profesorii, că ei nu au răbdare atunci, în clasa a cincea, să facă cârlige și bastonașe? Ce au făcut învățătorii? Ce au făcut cadrele didactice? Cum s-a implicat profesorii, cadre didactice rome, dar familia, dar părinții? Nu cumva ar trebui și o școală a părinților de educație? Nu cumva ar trebui mult mai multă implicare, o seriozitate mult mai accentuată, poate un punct de vedere mai special, mai punctual asupra acestei categorii, care a fost, și aici este părerea personală, această categorie care a fost oarecum ușor păcălită prin această metodă de acordare a discriminării pozitive în clipa în care au intrat în facultăți, pentru că unii dintre ei au intrat în facultăți tocmai pentru că măsurile afirmative au permis-o și au ieșit exact ca în Alexandrescu. Intră vițel și iese bou. Acum nu trebuie rezumate toate eforturile Ministerului Educației și ale României în general în favoarea copiilor, tinerilor romi, la aceste măsuri de discriminare pozitivă. Deci se fac mult mai multe lucruri, dar sigur, probabil că acestea sunt vizibile și sunt. Atrag foarte mult.
Deși statistic, mă credeți că supără și de o parte și de cealaltă, pentru că unii, adică neromii, spun așa, nu cumva dumneavoastră sunteți cei care generați o discriminare între studenții nerom și cealaltă categorie de studenți? Acestea sunt niște discuții gregare. Sigur că da, cealaltă... Pentru că trebuie lămurit un lucru. Aceste locuri nu sunt deduse din numărul de locuri acordat celorlalți. Aceste locuri sunt adăugate. Și această interpretare a ajuns uneori și în mintea universitarilor. Exact, de ce asta ne dau să spun. 60 de locuri? Ar spune Clujul sau Bucureștiu, universitățile da. Care au numărul cel mai mare de locuri pentru studenți, anual 60 de locuri. De ce suntem obligați să deducem din numărul de locuri să acordăm romilor? Nu! Aceste locuri nu pot fi scrise Universitatea București 6540 de locuri, da? Da. Din care plus 45 pentru... Se spune 6500 din care 45 pentru romi. Sau 60 da, pentru problema dar nu aici se pune, domn profesor. Ele sunt adăugate. Problema nu aici se pune la adăugarea locurilor speciale. Nu, asta e o interpretare care este de istorie recentă. Am și înțeles. Pe care noi credem că am corectat-o. Dar ce spune populația? Populația spune același lucru, nu? Nu, problema și a populației, și a cadrelor didactice și din ce în ce mai multă lume agrează această idee, de ce această metodă discreționară, nu, este deci o nu a locurilor, ci a metodei discreționare de a intra, de a avea acces este în facultate. Este o metodă reparatorie, ea o să funcționeze pe o durată de timp. Deja avem niște semnale, aș spune, îngrijorătoare pentru anul acesta la liceu, pentru că n-am făcut numărul exact, n-am calculat exact, dar așa la o primă apreciere a mea în comparație cu anii trecuți, când am avut între 2800-3200 de locuri la nivel de țară la admiterea în clasa nouă, anul acesta cred că ne aflăm cumva pe la vreo 2400 cam pe aici. Se pune vina pe plecarea oamenilor afară împreună cu copiii. Mai puțin putem spune la rom să lase copiii în țară, în grija al cuiva. Dar să spunem împreună cu copiii, da? Pe lângă celelalte neajungeri pe care le știm. Sărăcie, nu știu cum, nu știu cum. Ei, ce să spun, că eu nu cred în statisticile pe care mi le-ai spus. Și am alergie la statisticile stereotipale legate de abandonul școlar. Acum să vă spun ceva, că statisticile, un înțelept, probabil că din zona machiavelică, zicea că statisticile sunt făcute la comandă pentru a putea servi interesele celui care le comandă. Ca și sondaje. Da, asta este. Nu cred, atât timp cât se lucrează pe eșantion și eșantionul la rom e greu de stabilit pentru că nu poți să iei ca un tot unitar în mentalitate cel da. Puțin. Și atunci sunt înșelătoare. Eu mereu le-am spus și în general ziariștii sunt foarte interesați de câți romi abandonează anual școala. Zic tot atâția ca și români, ca și maghiari. Eu am găsit niște copii în limba maghiară, îmi cerau ceva bani în Sighișoara. De unde au venit, nu știu cum erau acolo. Deci erau, nu? Nu erau aia din vânători, că zicem că erau romi, că acolo nu vorbesc. Așa. Deci, eu nu cred în aceste statistici și mereu le deconstruiesc aceste curiozități, zic eu, negative, prin următoarea întrebare. Dar, dumneavoastră, de ce credeți că romii ar fi cei care îngroașă acest număr?
Pentru că uitați statisticile mele, ale direcției mele de minorități. Mereu noi arătăm un lucru real, pentru că îi numărăm în paralel, că acești copii vin la școală. Și când a fost an de creștere, ani de creștere economică, 2007-2008, am avut cel mai mare eșantion de copii în sistemul educațional. 260.000 de la grădință la clasa 13. Da? 260.000. Mulți, puțin? Eu zic că dacă credeam o altă statistică strâmbă, că la vremea aia erau 527.000 de romi, înseamnă că jumătate din populația romă, da, era între clasa, între grădință și clasa 13. Ceea ce cred că era real. Era. Eu cred, da, că erau și mai mulți. Pentru că aceștia erau acei copii pe care dacă îi trezeai noaptea și îl întrebai, tu ești rom, țigan? Da. Imediat își asuma identitatea. Aici nu intrau cei, un moment, nu intrau cei care, eu știu, din diferite motive nu își asumă identitatea romă. Și atunci, dacă noi ne aflăm pe o curbă ascendentă și abandonul descendentă, unde e realitatea? Unde e realitatea? Copiii romi, deci, vin la școală. Altă dovadă, în aceeași perioadă era, încă era mega programul educațional FARE. Și atunci a fost o suflecare de mâini. Toată lumea, pentru că din 42 de județe, și o să ajungem la resursele rome, 38 au fost în acest program. O să mă întreb, dar celelalte patru județe de ce n-au fost? Da. Păi n-a venit Oltul, n-a venit Sibiul, n-a venit Constanța, Ilfovul și dacă cred că erau cinci, Doljul sau așa. Pentru că Botoșani, cred că șase n-au fost. 3-6 au fost în program, 6 nu. De ce? Pentru că ei, când au depus proiectele la Ministerul Educației de a fi parte în acest mega program, li s-a cerut un lucru simplu. Consiliul Județean să garanteze că după încetarea proiectului, mediatorul școlar va fi preluat financiar de structurile locale județene. Simplu. 5, 7, 20 de mediatori pe județ. Mare cheltuială financiară. E, aceste județe n-au vrut. Bineînțeles că și ministerul a spus, ok, păi noi vă învățăm cum să lucrați cu această populație romă și cu alte categorii între timp adăugate ca fiind defavorizate, iar voi nu vreți, nu venim acasă să vă facem noi curat. Sigur că inima de dască la ministerului s-a înmuiat, s-a înduioșat și în următoarele valuri, în ultimul val, penultimul val, au zis, dar cu ce-ți devină bieții copiii ăia și populația aia? Hai măcar în trei componente ale programului să includem și pe ei. Și așa au ajuns și din județele alea să fie formați gratuit mediatori școlari, profesori la Cluj, la UBB, pe prototipul experimentului nostru Credis. Evident, tot noi am venit de la București, că n-aveau pe alții. Și al treilea lucru a fost grădinițele estivale. Deci trei daruri, cadouri, li s-au făcut și acestor șase județe, aș zice eu, găsește tu cuvântul. Am înțeles. Să nu mai fiu dur. Atunci, de unde să ai rezultate dacă ție nu-ți pasă de cel lângă care viețuiești? Ei, tocmai acum, pentru că a-ți păsa înseamnă a avea responsabilitate. Și dacă ai responsabilitate, Moca, înseamnă că Rudy, trebuie a-ți să faci păsa, ceva. A-ți păsa trebuie să fie interpretat așa. Să nu-ți pese de tine, să-ți pese doar de celălalt.
când vom ajunge în această formă sublimă de a pune mai întâi interesul celui de lângă tine, tu să ai acea domnie, na, ca să zicem că românul, generozitate, da, detașare și să spui, n-am nevoie, lasă, el are mai nevoie decât mine. Aici trebuie să ajungem. Domnule Momentul profesor, credeți că o să ajungem o să ajungem, de ce să n-ajungem? De ce? Ce vrei să mă dau și pe mine exemplu? Câți oameni au donat cărți rare, cumpărate, aduse la schimb, cărate cu geamantanul, din diverse țări, în diverse limbi, constituite într-un fond rom, în toate limbile pământului, despre rom, în toate domeniile, 3.000 de exemplare să le doneze, nu să le vândă Bibliotecii Centrale Universitare din București. Eu am făcut lucrul ăsta. Și dacă nu puneam, da, întrebarea asta, și de dacă am face mai mult, asta? N-ați fi spus-o. E, vedeți-le că... N-am spus cum nu pot să spun că am dăruit anul acesta 1.500 de exemplare Institutului Național pentru Studierea Problemelor Minorităților la Târgu, la Cluj-Napoca, de asemenea reviste rare, rome din toată lumea pe care le-am adunat eu. Pentru ce le ținem lângă noi? Pentru ce? Ce valorează? O carte pe care n-ai deschis-o 10 ani? N-ai nevoie de ea. Nu. Trebuie să ajungă în mâna celui care deja poate odată are nevoie de ea. Dar, pentru că am ajuns în acest punct și pentru că nu vreau să pierd această ocazie, multă lume, foarte multă lume, nu numai din cadrul comunității rome, ci și din cadrul celorlalte categorii etnice, ca să fiu foarte delicat, a auzit numele profesor dr. Gheorghe Sarău, a citit, a avut în mână cărți, limba romanie, alfabet, interpretare, fonetică, întrebare, gramatică, așa mai departe. Întrebare, concretă, directă. Cine este Gheorghe Sarău, cel căruia multă lume, foarte multă lume, îi spune părintele limbii romanii culte? Dragă, uite, când omul nu mă știe și tot aude despre mine, așa, primul lucru la care se gândesc oamenii spun, mamă, păi nu e așa bătrân cum l-am crezut. Dar lucrul ăsta mi s-a spus de la tinerețe, de la 30 de ani. Așa. Zice, cum dumneavoastră, odată eram la Roma, 92 și secretara domnului Curtian avea o filială a Romanii Bach la, în Polonia, Morico, era o poloneză. Când te-am întâlnit, venise și acolo cursantă la școala de vară, ediția 3-a de la Roma, de limbă romanie, evident, și facem cunoștință și spun, Gheorghe Sarău, la care îmi face... Cum? Tu nu ai 80 de ani? Nu, n-am 80 de ani. Zic, dar de ce crezi tu că am 80 de ani? Pentru că domnul Curtea de fiecare dată când venea, face corespondență primul, domnul profesorului Gheorghe Sarău. Și a asociat profesor din ăla, da, cu... Da. Și a spus că trebuie să fie legat de vârstă. Cu, da, cu toate gradele luate. Bun, deci asta ar fi prima chestie care mi se... impută în bine, aș zice eu. Al doilea, după ce văd un om așa, de acum un moșulică, care e și glumeț și îngăduitor și, cum să zic, hai să zic cum se cade, deja nu prea pun ei preț pe... Adică consideră că e o discordanță între ce face ăsta și cum arată, cum se prezintă. Eu zic că mă prezint bine, încerc cel puțin să-mi respect, să-mi, cum să zic, să-mi onorez religia mea neplecată din trunchiul creștinătății ortodoxă, să mă port frumos, să fac bine oamenilor, să mă simt bine că le-am făcut lor bine, familia alături de mine și ne neglijăm cumva, dar scopul e ăsta, să ne facem treaba acolo unde suntem, pentru că sunt alți oameni mai amărâși și care au nevoie de ajutorul nostru.
Eu ce să vă spun, sunt un, dacă trebuie așa puțină biografie, pot să fac, nu? Dacă Păi îi trebuie, pentru importă. că lumea nu știe, Da, adică multă lume mă întreabă, într-adevăr, da. mă, tu vii cu vocabulare, vii cu Așa, literatură, ok. da? Bun, facem așa, deci de pământ, cum se spune. Sunt un regățean dintr-o localitate din Telorman, Segarcea Vale, lângă Turnu Măgurele, o localitate care a dat vreo 3-4 poeți, foarte mulți ani, vreo 10 ani, decanul facultății de electronică, e chiar vecin cu casa, vis-a-vis de mine, și mulți, mulți intelectuali, aș spune, din acel sat. Dar eu n-am avut romi în sat sau romi care să corijez, romi care să fi vorbit limba română. Erau trei familii, una de cărămidari, una de fierari și una de rudar venită ulterior. Îți dai seama, niciuna din ele nu putea vorbi pentru că, în general, și-au pierdut limba și fierari și cărămidari și rudarii mai cu seamă. Eram curios așa de cum suna limba, dar adică aș fi vrut să aud cum sună limba. N-am putut să aud decât când am mers la Turnu Măgurele, la școală mai departe și acolo, da, era un cartier de spăitori în zona pieței orașului, eu eram la liceu industrial de chimie și acolo mai auzeam o limbă, mi se părea o limbă guturală, ceea ce și este dialectul spăitorilor, grea. N-am fost tentat să mă apuc să o învăț, dar eram așa în sinea mea interesat. Dumnezeu însă a avut, și aici cred, și ai spus tu bine la început. Chiar îmi dau seama că atragerea mea pe drumul ăsta a fost divină. Nu se poate altfel. De ce nu se poate? Pentru că nu mi se puteau împleti în bine toate cele pe care spune lumea că le-am făcut și le-am făcut și nu puteam să am porțile deschise dacă nu era o presiune divină sau o bunăvoință divină în toate astea. Pentru că vezi cum m-a ales Dumnezeu pentru limba romanii, m-a pus întâi să învăț niște limbi de care voi avea nevoie la limba romanii. Adică stai mă, tinere, tu, până la țigănească, lasă-o că înveți tu și pe aia. Și în vremea aia, ce să spun, în clasa a doua furam caietele verișoarelor mele, una era a treia, una a cincea, făceau deja rusă și franceză, le furam caietele să învăț și eu limbile astea. Așa, și când m-am dus la liceu, la fel, germană și spaniolă, am învățat particular, nu așa? Ca la facultate să aleg eu regățeanul maghiara, să învăț întâi turca în vacanța aceea, așa? Și dacă tot am ales maghiara, hai să aprofundez spaniola, rusa, și bulgara. Această limbă minunată, bulgara, care, dincolo de așa nuanțele naționaliste ale sau etnolingvist, cum să zic, ai în domeniul limbii, așa, puțină mândrie pe care o bulgarii și spun și bine spun. Acum îmi dau seama, la vârsta aceasta, au dreptate când spun. Ce limba staroslavianskie zic? Ce limba slavă veche? Starobălgarskie zic și au dreptate. Limba bulgară veche. Când sunt la biserică duminica și aud cuvintele alea vechi și le înțeleg și mă întreb și am întrebat niște preoți. Băi, voi mai faceți, măi, slavă veche? Nu. Cum, mă, preot ortodox? Să nu faci slava veche, ar trebui să vă țină aia de dimineața până seara să vorbiți în slava veche. Cum se poate pierde
cum să zic, se pierd astfel de lucruri bune. Bun, și acum întorcându-mă, și venind la facultate, abia în anul 3, ultimul an, în 1983, mă enerva faptul că în enciclopediile din toate limbile era așa, la care aveam noi acces. Vorbim și de enciclopedii lingvistice. Se scria foarte puțin despre limba țigănească, cum se zicea atunci. Și atunci am contactat un profesor, mare profesor, care era un slavist renumit, Emil Vrabie. Și spune, dragă, să știi că poți face carieră cu asta, nici nu necesită valută, te formezi aici, trebuie doar să... o să ai probleme cu aia de la raion, dar fiind lucrare serioasă, n-au aia treabă. Lucru care s-a dovedit că așa este. Pentru că... Domnul profesor, pentru că s-a dovedit că așa este. S-a născut alfabetul. Ați structurat acolo din punct de vedere al folosirii uzuale, a comunicării uzuale a limbii, grupe. Noi fiind ardeleni, și știți foarte bine că ardelenii ăștia... Uite că în privința asta sunt foarte docili, foarte buni, da, cursanți, care își dau seama și cu bun simț, își dau seama, uite-mă, știți ce le ce place când eu... au văzut că profesor doctor Sarău a spus că limba de comunicare a grupei folosită aici este limba grupa carpatică? Da, și asta atât e... de bine, auzi mă ce frumos sună, grupa carpatică. Da, dialectul carpatic. Da, dialectul carpatic. Dar știi ce se întâmplă? Întotdeauna dăm mesajul următor. În România și din fericire, România se regăsește și în plan... eu știu, planul internațional al ariei de răspândire a limbii romanii se regăsește cu cele patru dialecte mari. Spoitoresc, ursăresc, carpatic, căldărăresc. E, ce facem noi? Sau ce am făcut eu intuitiv? Am spus mereu, poate că din inspirația divină. Am spus ca oamenii aceștia să aibă o limbă în condiții în care nu au o academie ca să decidă. Și eu vin în 1990, că atunci s-a dat drumul. Asta e bine de spus. Lucrul ăsta eu nu l-am făcut pentru bani. Lucrul ăsta eu nu l-am făcut gândindu-mă că o să am vreodată vreun job sau să generez o morișcă producătoare de atâtea joburi. Te-ai gândit la asta? M-am gândit. Și nu numai asta. Și n-am făcut asta. Și nu m-a interesat. Și am brăzdat Biblioteca Academiei, Biblioteca Centrală de Stat, Biblioteca Institutului de Studii Europene. Și o minciună că bibliotecarii nu îți dădeau cărțile, îți dădeau cărțile. Chiar dacă erau în comuniști. Ceea ce eu am reținut și nu numai că am reținut, ci am notat la sectorul, cum să spun eu, de cea mai mare noblețe calitativă umană, a faptului că profesor dr. Gheorghe Sarău spunea, și sunt convins că o spune și acum tot la fel, n-are importanță în ce dialect, în ce grai, dar să vorbiți scriem, și scrieți. Da, și să scriem în grafia comună. În grafia comună. Ea, asta mi-a rămas așa ca o literă de lege. Toate diferențele. Și asta e superb. De ce sunteți la Târgu Mureș? Pentru că mai avem puține minute. La Târgu Mureș s-ar putea acum să fiu pentru mai multe lucruri. În 1992 am venit prima oară și am lansat primul dicționar. L-a apărut în România primul dicționar rom-român, editura Criterion, în holul Palatului Culturii în 10 iunie 1992. Am revenit 96-97 cu Salvați Copiii, cu organizația PER, Proiectul pentru Relații Etnice SUA, Princeton, birou condus de Maria Corec. Ne-am împrietenit profesional de atunci și am rămas așa prieteni profesional. Am revenit în 1998 la diverse cursuri pe care le-au organizat pentru cadre didactice cu profesorii. Am revenit în 99 la primul seminar de lucru al inspectorilor romi
între 10-12 octombrie 99, când și-au făcut prima lor fișă de lucru. Am revenit în 2000 pentru lansarea primului abecedar rom, făcut de cele trei romițe absolvente ale școlilor normale din da. București și Târgu Mureș. Paula Mailat, Mirena Cionca și Olguța Mărcoș. Am venit cu ocazia unei olimpiade școlare, parcă în 2002. Am revenit în 2005, 2006, 2007. Te rog să mă crezi că an de an am venit de câte două, trei ori. Am venit cu concursul Fulii. Am venit în cadrul megaprogramului educațional Fare, în cadrul programului educațional ANR. Chiar m-ai luat așa prin surprindere încât nu pot să le spun pe toate. Am revenit la Universitatea Petru Maior și am ajutat deschiderea unui curs facultativ de limbă romani. Am venit și am lansat un soft educațional pentru limba romani realizat de Petru Hrenuș și Olguța Mărcuș. În 2001 am fost multe. Iar acum am venit pentru două acțiuni foarte importante. Și iată primul dicționar. Da. Și chiar aș da un apel către toți tinerii târgu-mureșeni care sunt la liceu, de preferat la liceul pedagogic, de preferat la oricare alt liceu și are rezultate foarte bune la limbă română, la limbă maghiară, și care doresc să devină în perspectivă filologi, să profite de ocazie că îi primim și în afara grupelor, să vină începând de duminică, de la ora 2, la un curs de vară care va ține 12 zile și care se va desfășura aici la, pot să spun numele, da, da. Hotelul Black Lord, da. Organizat de organizația Divers, împreună și cu Ministerul Educației, în colaborare, nu împreună, și cu CCD Târgu Mureș, un curs adresat profesorilor de limbă romani, potențialilor profesori de limba romani, tuturor celor care lucrează cu romii, mediator școlar, mediator sanitar, funcționar din, hai, de la protecția copilului, așteptăm să vină să cunoască copiii din orfelinate mai bine și părinții și așa mai departe, de oriunde, de la poliție, nu ne deranjează, de oriunde ar fi, pentru că noi lucrăm cu Sfânta Mamă Limba Romanii și atât. Și în momentul de față avem un alt curs organizat în aceeași formulă și în același loc pentru mediatori școlari. Mediatori școlari pentru necesitățile unui proiect care deja se derulează aici cu mai mulți parteneri, Alfa, Transilvania, diversi alții, dar deschis și pentru mediatorii școlari care, să le zicem, eligibili, cei care doresc să devină sau care sunt profesori de romanii, dar doresc să aibă câte o jumătate de normă și de mediator școlar. Aceste resurse umane, rome, sunt extraordinar de utile acolo jos, la fața locului. Eu cred, și asta mulțumesc lui Dumnezeu, că pot spune că am dat pâine prin aceste profesii multor romi. Și mă mândresc cu asta, mă mândresc în limitele mândriei obișnuite, nu da, fac da, din da, ea. Da, da. Nu spun peste tot. Am înțeles. Îți spun ție și aud oamenii și vă. Domnule profesor, sincer, a fost un privilegiu, o bucurie, o onoare, vă îmbrățișez cu drag, mulțumesc din suflet pentru că am fost timp de 60 de minute aici. Deși sunt în convalescență, vezi că vorbesc. Asta e deja, începe spre vindecare dacă stăm aici. Le mulțumesc și celor care au avut curajul să aibă răbdare să ne asiste până la finalul emisiunii. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea Dumnezeu sănătate, să-i binecuvinteze și pe cei care trebuie să vină și să învețe din cadrul acestor cursuri.
lucruri, cum să își depășească micile lor piedici și rătăciri, în așa fel încât stima de sine prin asumare identitară să constituie prima scară pentru dezvoltarea lor personală. Încă o dată mulțumesc, a fost un privilegiu, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și Rudi Monca vă spune ca de obicei, oameni buni, fiți binecuvântați, Doamne ajută!